Toți la votare? Da. Și ce ați votat? Cum ați votat? Da, am votat să fie bine pentru țară. Ce înseamnă asta? Să fie bunăstare, să fie locuri de muncă, să fie pace, să fie de tăchi ce treabă. Și fie pensii. Și astea toate cine le asigură? Domnul Iohannis sau doamna Dăncilă? Care a reușit, care a fi. Da, bun, depinde, da. De domnul. Dumneavoastră, care considerați că e mai vrednic? Am noi ce și zicem? Aproape 1 și 1. Apoi depinde de ala de sus, cum a decide domnul. Am votat! De ce ați votat? Da, pe cine am știut, amă, na? Și pe cine ați știut? Apoi am văzut acolo un trandafir și altul... Nu. Cu trandafirul ați votat? Da. Domnul și aleagă care amin, o fi pentru, hotărâi pentru el. Dar dacă nu domnul alege, ci dumneavoastră alegeți. Bine, noi alegem, dar dacă nu-i hotărât de el... Dar el o hotărât-o pe... Da, sigur că da, domnul hotărăște. Că care și fie bun și rău, nu? Nu, nu. Vă mulțumim frumos. Păziar suntem, ne puteți spune, vă rog, de ce ați votat? De ce am votat? Da. Păi ca să avem un primar bun, adică... Primar? Și ăsta, cum îi zice... Păi ce trebuie, adică, să fie? Da, primar ați ales astăzi? Nu primar, președinte. Președinte. Da. Da. Și adică, cum ați ales? Cum am ales? Da. Păi să nu fie acela ce vrea oameni sexuali. Ce înseamnă asta, oamenii sexuali? Adică înseamnă să cunune femeie, bărbat cu bărbat. Și asta nu. Dar cine vrea asta? Pia asta vrea cine? Cine? Asta vrea. Sunt curcate. Mulțumim. Președinte mai competent. Decât este? Decât este, asta e o întrebare kafkană. Votez ca pentru că sper să fie mai bine. Și asta ce înseamnă? Ca să ne merge bine, să nu margă rău în România asta, ca să învață, să nu fi boschetari, să nu cerșească, să nu dea la nimeni în cap. Și ca să aibă ce să fie, la oameni, la tineretul, să fie. Ați votat pentru o schimbare sau să fie același președinte? Cum să vă spun, ca să schimbă legea, ca să aibă loc de muncă, cum a fost pe timpul Ceaușescului, să facă reguli. Și asta cine poate face? Președintele poate să facă. Care președinte? Care a fost. O zi bună. Mulțumim. O zi bună. Da, dar alții stau în casă, nu se obosesc până la votare. Și duminică, nu? Vin mai târziu oameni. Mm-hmm. Vin mai târziu aici, de obicei în rotău. Pe la cât? Păi, nu știu, ori la privături, acumulatorul de nu prea se obosesc. Am înțeles. Și dumneavoastră, cu ce gând ați votat? Să fie mai bine. Asta ce înseamnă? Alegem un președinte care să facă ceva pentru țara asta, că e dezastru. Președintele care a fost până acum a făcut ceva? Din partea mea, zero. Și are un like. De ce ați votat? Pentru să fie mai bine. Asta ce înseamnă să fie mai bine? Să avem o altă viață, să avem parte de banii noștri, să avem parte de fericire și de... Să avem parte de familie și de copii și de... Când avem cu cei crește. Asta vă poate ajuta doamna Dăncilă sau domnul Iohannis? Cine poate, poate. Cu cine ați votat? Cu doamna Dăncilă? Noi nu. Cu domnul Iohannis? Am votat cu ce este mai drept, cu doamna Dăncilă. Da. Ca să schimbăm toate subiectele. Mulțumim. Acum ziceți. Vrem un adevărat român la conducerea României, nu străin. Dar cine-i străin? Iohannis, Claus, care poartă numele unui călău din Lyon, Claus Barbie. Și al doilea este ăsta care o premieră acum. Dar asta cu Claus Barbie de unde o știți? Păi da, a fost călău din Lyon. Ce și poartă același nume. Asta de la televizor știți? Nu. Din cărți? Știu din cărți. Da? Și din lagărul de la Auschwitz și de la Birkenbauer. Și Iohannis are legătură cu ei? Nu.
are numele. Călăul din Lyon se chema Claus. Știu. Și nu vă place numele sau de ce? Și numele și străinătatea. Ne-a vândut toată țara. Pe vremea lui Iliescu era mai bine? Nu era mai bine, dar era, aveam tot ce era posibil. Adică? Casă, mașină, butelie? O viață liniștită, un trai. Acum totul și era... Practic, dumneavoastră, sunteți nemulțumit de primar. Nu, că nu suntem foarte mulțumiți. Dar ce treabă are primarul cu președintele? Că astăzi nu se alege primarul, astăzi se alege președintele. Vrem să fie o viață mai bună în România. Și asta ce înseamnă? Ce înseamnă? Ca să trecem mai bine în România, să avem postul de muncă. Ori nimeni să muncim. Dar asta guvernul face lucrurile. Da, din guvernul și ăsta președintele. Nu, nu, președintele nu-i din guvern. Nu? Nu. Păi vrem să fie și mai bine. E datoria noastră în primul rând. Da, alții nu-și fac datoria asta. A, nu știu, destul de rău. O datorie, în primul rând, de cetățean. La ce v-ați gândit când ați luat hotărârea să votați și cu cine să votați? Omul se gândește acum la bine, în primul, speră de fapt la bine. Sperăm să fie. Numai binele pentru fiecare e diferit. Pentru dumneavoastră ce înseamnă binele? Binele înseamnă prosperitatea țării. În primul rând să fii conștient. Dacă omul e conștient care e ales acolo în fruntea țării, că poate să facă o schimbare și dacă ajungi până aici bănuiesc că poate face, sperăm și noi. Ne punem încredere în ei. Mulțumim frumos. A venit la revedere. Dreptul nostru la fiecăruia și datoria noastră, în primul rând. De a veni la vot și de a alege viitorul președinte al României. Cu ce gând ați votat? Sau... Întotdeauna cu gânduri bune venim la vot, pentru că ne dorim ceva bun. De aia venim cu drag. Asta ce înseamnă? Probabil că mulți își doresc ceva mai bun. Noi ne dorim, dar domnul nu este cum vrem noi. Dar sperăm că măcar o parte din ceea ce ne dorim... Dumneavoastră, cum definiți acest bine? Binele? Da. Aici ar fi mai mult de vorbit de referitor la bine. Încercați să ne dați niște indicii. Stabilitate, bunăstare, liniște. Da, sunt anumite... Și viitor mai bun pentru copii. Viitor mai bun pentru copii și pentru noi, că și noi încă suntem tineri. Ne dorim un viitor bun. Da. Dar tot asta ne dorim de mult. Sperăm să se și împlinească. Și... cei pentru care ieșim întotdeauna la vot să facă ce își propun. Dar noi, să nu ne înșele așteptările. Noi le creăm condițiile necesare. Adică plătiți impozitele, taxele. Exact. Tot ce depinde de noi, noi facem. Acum rămâne după ce noi ne exprimăm votul, ei să-și facă, noi facem treaba noastră, ei să-și facă treaba lor. Mulțumim!